Pod de lemnă ieri împreună cu conducerea primăriei, cu domnul primar, cu doamna directora de alte investiții. Am fost la fața locuiei din Câmpina, acolo unde s-a semnat un proces de custodie, de predarea unor elemente de grind și altor elemente din confecții metalice. Deci e un pas înainte. Acel pod se va monta la fața locului, după care se va demonta și va fi transportat la Ploiești, probabil prin luna iulie, sfârșitul lunii iulie, se va vedea, se va contura ceva mai vizibil. Deocamdată sunt lucrări specifice construcțiilor.